Festivalul usturoiului în ținutul Contelui Dracula. Sute de oameni au venit la sărbătoarea câmpenească devenită deja tradiție. Turiștii străbat și sute de kilometri pentru a se bucura de legenda celebrului vampir. Bineînțeles că o gospodină adevărată are și o curună de usturoi ca să se apere de vampir, bineînțeles. Dar e sarele mâncând cu slănină și cu brânză. Sutele de turiști au mers în pasul Tihuța ca să se bucure de soare, vreme bună și legendă. Avem pentru vampiri. Să promovăm și ce? Pentru vampirii din Constanța, că noi suntem de la Constanța. Și ce faceți cu usturoiul? Îl punem la tocul ușii și alungăm spiritele rele. Usturoiul a fost și vedeta bucătarilor care au pregătit gulaș să-i sature pe toți pofticioșii. Ai un gulaș de porc, niște pulpă de porc tăiat așa cu simț de răspundere, legume îndesate bine să fie, un pic de grăsime de porc, ulei și la final tragem o tură de cartofi, lăsăm totul să fiarbă. Lipsește ceva important, usturoiul. Usturoiul vine la final. Usturoiul nu se fierbe, altfel își pierde gustul. Cum e gustul? De usturoi. Extraordinar. După o masă copioasă, turiștii s-au bucurat de spectacole și concursuri.